Mă numesc Lublucia, fost salariat la Feleacu, fabrica de bomboane din Cluj-Napoca, care a avut un brand de 127 de ani și care nu mai există. Mă numesc Ibran Eva și am fost angajată Feleacului din 1973. Înainte de 89 am fost 1200 de salariați, lucram în trei schimburi și sâmbăta și duminica și era de lucru foarte mult. Fabrica Feleacu avea vânzare, avea o desfacere foarte bună, stăteau tirurile la rând ca să se încarce marfa. Noi de aia lucram trei schimburi ca să facem față la cerințele de pe piață. Piața internă știam noi în perioada respectivă. După Revoluție s-au schimbat conducerea, s-au schimbat conducerea, că în rest tot noi am rămas. Și au început formele de privatizare, au început privatizările. S-a format Asociația Salariaților, erau cupoanele care noi le-am depus, sau mai era cu aportul de acțiuni unde am primit noi acțiuni și toți salariații ne-am depus certificatele la Feleacu. Bineînțeles că aveam mare speranță. Era singura fabrică de dulciuri în zonă, în Transilvania, și speram să fie bine. Și ne-am format Asociația PAS, unde domnul director era președintele PAS-ului, domnul Racolța. Domnul Racolța Emil era director și dânsul era președintele PAS-ului. Cu dânsul am fost la București, deci eu din partea sindicatului și dânsul ca și director am fost la București, la FPS, și și-or bătut joc de noi. Ne-au ironizat spunându-ne, dar ce investiții o să faceți la Halva? Parcă așa cum o văd pe doamna respectivă. Și n-am reușit. Noi concuram cu firma Florian Homes, în spatele căruia era domnul Taher. Bineînțeles, pe hârtie n-am putut concura cu dâns și noi am mers sincer cu ce am putea noi face. Și n-am primit noi, deci n-am primit noi să ne privatizăm prin MEBO, odată la Florian Homes, și-au promis investiții pe care nu le-a făcut. Nu le-au făcut, atunci FPS-ul forțat de împrejurări a luat din nou Feleacu sub tutela lor. Am participat a doua oară la licitație să o cumpărăm tot noi salariații. Nu am obținut, deși noi am dat un leu și pe acțiune, așa era atunci, și o cumpărat odată domnului Buzoianu, domnul Buzoianu Octavian, da, și dânsul a luat licitația și a luat acțiunile de la Feleacu și era acționar majoritar. Personal nu pot să dau detalii cât a fost acțiunea, neavând o documentație clară nu pot să spun, dar știu că s-a luat sub prețul cu care l-am oferit noi. Motive nu știm, s-a ascunse, ca și multe alte motive în România. După ce a venit domnul Buzoianu, iar am avut speranțe mai mari că un clujan va face tot posibilul pentru Cluj să meargă mai bine. Mi-amintesc de prima ședință AGA, unde credeam că vine un harap alb pe un cal alb, că vine un clujan, nu-i mai Taher, că e clujan de-a nostru, și speram să ne-am pus toate speranțele în dânsul, că va prospera Feleacu, va merge din bine în mai bine. Dar, din păcate, cu cât a fost entuziasmul de mare, cu atât a fost eșecul de mare, pe măsură de mare eșec. Fabrica a mers din rău în mai rău, s-au început să se demoleze, să se vândă utilajele la fier vechi, unitatea din Cipariu s-a mutat la unitatea 2 pe Barbuse, în Cipariu și-a luat dânsul activul și și-a transformat-o în hotel, s-a vândut clădirea din Baciu, clădirea din Turda și am rămas cu locația de pe Barbuse. La urmă
s-a spus că trebuie să ne mutăm, că suntem în centru și o să ne mutăm în Juc. Noi, de bună credință, l-am crezut în tot ce ne spunea, dar, din păcate, n-a făcut nimic din ce ne-a promis, decât să desfințeze locuri de muncă. Și câte au mai rămas, le-au desfințat și, spre dezamăgirea noastră, la urmă spunea că nu-i mai rentabil, nu-i se mai merită să facă nimic, să aducem noi pe cine vrem să dea bani cât de mulți, că dânsul bani vrea. Am solicitat când s-au vândut unii secții sau locații să ne distribuie și nouă ca și acționari contra valoare a cât aveam noi acțiuni. S-a refuzat. Am cerut să ne cumpere acțiunile. S-a refuzat și spre final sau la final au vândut durerea noastră, s-a vândut brandul Feliacu de 127 de ani, s-a vândut rețete, s-a vândut utilaje la fabrica Amilon, de unde noi aduceam materie primă. Și mai mare durere, acolo este rentabil, avem colegi care merg din Cluj, fac naveta să învețe acolo forțele de muncă să facă bomboane și noi aici stăm în șomaj, au ieșit o mare parte în pensie, că în Cluj nu a fost rentabil să mai facem dulciuri, numai în Sibiu este rentabil. Și încă o durere care nu pot să nu o spun, salariații foști, salariați după 30 de ani, 30 și mai bine de ani de muncă în Feliacu și acționari, săraci, bolnavi, amărâți, am cerut să ne răscumpere acțiunile și nu a fost niciodată interesat să ne cumpere acțiunile noastre, deși pentru dânsul cred că era un mic efort la valoarea care se pretinde dânsul. Acțiunile și astăzi sunt acolo nevândute. El ne-a promis că va fi bine și a văzut de interesele lui, nu s-a gândit la oameni din Cluj nici un pic, pentru că dacă se gândea după 38 de ani de lucru în întreprindere, n-ar trebui să fiu cu o pensie de 500. Trebuia să ajute, să deie la oameni 2-3 ani să mai muncească, că eram aproape toate, aproape de pensie. Și dacă mai lăsa încă un an, doi, mai mult de 60-70 de persoane, astăzi aveam pensii din care putem trăi, nu 500 să nu îți ajungă de medicamente, de cheltuiel. Dar mai presus au fost interesele lui și ne-am rugat să mai lese. Știa, bineînțeles, și la orice ședință îi rugam să ne mai lese, să meargă sau să ne ajute cumva, că mai eram foarte puține și aproape toate eram de pensie. Oamenii au plecat care unde au putut, fără servicii, fără pensii ca lumea, înainte de pensie cu 3 ani, pur și simplu nu i-a interesat ce fac oamenii. Din experiența care ați avut-o noastră și din interacțiunea care ați avut-o noastră cu domnul Buzoianu, cum l-ați perceput pe omul ăsta la început și cum îl percepeți acum? Oamenii de afaceri știu să aibă multe fețe. Păi a spus că o dezvoltă Feliacu, nu o dezvoltat-o. A spus că va fi mai bine, n-am văzut să fie mai bine, că din bine s-a transformat în rău, ne-a coborât până o închis, o falimentat. O falimentat un brand a Clujului care pe mine mă doare suflet, 127 de ani. De brand, cineva a muncit, a suferit. Noi am pus sufletul, viața noastră a fost în Feliacu, 30-40 de ani să muncești acolo și să vină un acționar să dea cu piciorul ca să-și înflorească el afacerile. Că în piața Ciparu este un hotel, grand hotel, foarte frumos. Pe Barbuse este un complex, parc rezidențial. Foarte frumos, dar nu mai aparține Feliacului. Felinvest, care dânsul este acționar majoritar și noi, micuții, amărâții, au ieșit și de la bursă, să nu mai putem vinde acțiunile. Noi am crezut și când au spus că o duce la Juc. Și atunci am crezut, măi, o duce, ne-am făcut noi un calcul cât facem până în Juc, mergem și în Juc.
Dar când a fost să o ducă în juc, a spus că nu e rentabil. Nu e rentabil să o mute, nu, mai rentabil a fost să o vândă. Ca să aibă spațiu în centrul Clujului, 3 hectare de teren acolo, bineînțeles că a fost mai rentabil. Deci, tragic, e unde am ajuns, a închis feleacul, asta e durerea. Și noi am rămas fără locuri de muncă. Nu mulți, am fost 200 de oameni, dar 200 de oameni cu aparținători, cu familiile lor, pentru Cluj este o pondere. Asta e situația și la revedere. Niciun ajutor, nimic. Niciun ajutor. Un om de genul ăsta, credeți că ar putea să fie bun de primar? Nu, niciun caz. Un om asemenea care ne-a promis foarte mult timp nu merită și n-ar putea să conducă un Clujul. Nu merită, nu merită. Că nu m-a promite și acum ne-a promis nouă la feleacu. Deci nu-i pentru oameni. Nu a fost și nici nu va fi niciodată. Am auzit că candidează la primăria Clujului. Nu se poate, zic, omul ăsta ne-a distrus. Distruge și Clujul, nu se poate. Nu-i voie, nu lăsați, nu-i voie. Pur și simplu sunt revoltată că din cauza lui eu sunt fără servici, fără pensie care aș a meritat după 38 de ani. Este promisiuni. Deci eu sunt convinsă mai mult de 100% că sunt promisiuni. Deci asta noi am pățit. Nu merită crezut omul. Nu merită. El, încă o dată mă repet, unde pun mâna, distruge totul. Întrebați orice om de la feleacul care a lucrat dacă mai are încredere în el. Nu se poate. Deci toată lumea când aude de Buzoianu, pur și simplu se înfricoșează. Nu le vine să creadă că mă întâlnesc cu colege și când mă sună și spune, uite Eva ce am auzit, dar nu se poate. Dar omul ăsta mai are curajul să promite? Nu se poate. Deci asta e toate promisiuni. Noi care am lucrat și ne-au fost patron și care ne-au promis atâta, nimeni nu crede. Nimeni. Numai cine nu cunoaște. Dar este imposibil să promită și să și facă. Unde nu are interes, nu face nimic. Deci face unde are interes, buzunarul lui.